același. Până la urmă, spuneți-ne dacă ce a fost acolo. A fost o hotărâre sau a fost o discuție? Motivul pentru care a fost schimbată această nuanță este că noi am invitat mâine pe membrii conducerii noastre ca să transforme discuția în hotărâre. Tema discuției aceasta a fost. Eu am participat la discuția. Adică există pericolul ca discuția să nu se transforme mâine în hotărâre dacă ziceți că i-ați convocat? Am discutat înainte de această întrunire cu colegii noștri și dacă mă întrebați acum, cred că nu există un astfel de pericol. Nu este un astfel de pericol. Bun, dar atunci adică noi ne-am luat niște măsuri de prevedere. Discuția asta nu a fost că ne-a sunat la ușă domnul Ponta și ne-a spus, ia uite ce surpriză. Nu, discuția asta a fost pregătită înainte. Bun, da, acum vă întreb, în situația în care apare a treia forță, a treia forță e așa, cu un picior în guvern și cu un picior în opoziție. Pentru că Ponta nu e la guvernare. Deci explicați-ne și nouă cum o să funcționeze această a treia forță. Adică cu un picior la guvern și cu unul în opoziție. Cade guvernul? Cade a treia forță? Nu înțeleg. Nu. Este un proces dinamic. Este un proces în care această alianță se va omogeniza. Adică ori vom fi amândoi la guvernare, ori vor fi amândoi în opoziție. Formula deci în care unul e la opoziție A sau B? Și unul e la guvernare, sigur că nu poate fi așa posibil, așa cum cred că va fi foarte greu să avem doi candidați în coaliție. I-ați sugerat sau au existat sugestii care să vină din zona ALDE către doamna Dăncilă să nu mai candideze la prezidențiale, că altfel nu mai rămâneți la guvernare? Nu. Au existat sugestii să nu mai candideze la președinție, ca în turul 2 să avem un contracandidat și nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am amenințat, nu am șantajat că ieșim de la guvernare. Ce vă spun eu acum este prefigurarea unei situații dificile în care am fi doi candidați. Noi am avut astfel o discuție cu liderii PSD. Nu a fost o discuție care să pună tranșant chestiunea retragerii ALDE de la guvernare. Tranșant, ați spus. Nu tranșant. Da, acum, în politică nu trebuie să spui întotdeauna foarte apăsat anumite lucruri, că au subînțeles foarte multe. Noi am discutat astăzi chestiunea restructurării guvernamentale, am discutat chestiunea rectificării bugetare. Și sunteți de acord peste tot? Suntem de acord că am discutat asta. A. Nu, nu. În privința rectificării bugetare... Ați discutat cu PSD-ul chestiunile astea? Nu ați discutat și cu Ponta? Ba da, am discutat și cu Victor Ponta. Păi el nu e la guvernare, știți? El nu este la guvernare, însă, cum v-am spus, există două variante. O variantă în care se fac o restructurare guvernamentală cu noile raporturi de forțe... Bun, în care... cu Ponta, exact. Pentru că s-au mai tot discutat posibilități de alianțe cu Pro-România. Cu Ponta exact ce ați discutat? Cu Victor Ponta am discutat exact ceea ce a spus acolo domnul Tăriceanu. Am discutat posibilitatea creierii unei forțe politice de aproape 70 de parlamentari care să reconfigureze structura Parlamentului. O forță politică care să aibă în vedere două chestiuni. Fie restructurarea din temelia guvernării și un nou program de guvernare. Și adică aducerea lui Ponta la guvernare. Alocarea unor posturi cheie către această nouă forță. Okay. Fie, dacă Partidul Social Democrat dorește în continuare să păstreze toate aceste ministere strategice, mă refer la dezvoltare regională, transporturi și așa mai departe, cu consecințele pe care le vedem, adică investiții mici și fonduri europene într-o absorție mică, atunci probabil că drumurile noastre s-ar putea despărți, dar în momentul de față, repet, nu am avut nicio discuție tranșantă pe chestiunea ieșirii de la guvernare. Cu doamna Dăncilă s-a discutat despre eventualitatea ca domnul Ponta, având în vedere această alianță pe care o pregăti, să fie băgat la guvernare? Noi am avut o discuție doar de principiu, pentru că detaliile nu pot fi discutate decât cu domnul Ponta. Am discutat doar această posibilitate că în situația în care se va face o restructurare guvernamentală, ea trebuie să aibă câteva principii. 1. Reducerea severă a numărului de miniștri sub 20, să zicem 19, și în al doilea rând alocarea către această structură ALDE Pro-România a unui număr considerabil de ministere care să permită să facem asta modificarea nu seamănă, timpului nu de seamănă politică. Cu momentul în care Crin Antonescu, fiind în USL,
vine cu domnul Klaus Iohannis de mână și zice, vrem postul de vicepremier pentru dânsul, dar nu orice vicepremier, vicepremier și ministru. Nu, aia a fost o glumă. Aia a fost o glumă. Păi nu seamănă, adică în momentul... Nu, nu seamănă deloc. Ascultați-mă, uitați-vă la mine. Niciodată nu o să propun o gogomanie ca aia pe care a propus-o Antonescu. Ca Iohannis să fie ministru de interne și vicepremier în probleme de finanțe. Da. Aia a fost o gogomanie făcută special ca să se rupă alianța. Bun. Acolo au fost niște pași pe care Crin Antonescu i-a făcut. Asta nu fiind o gogomanie, nu e un mecanism care poate să conducă tot la ruperea alianței? Până la urmă? În momentul de față avem opțiunea este deschisă. Este deschisă? Da. Și când s-ar putea întâmpla lucrul ăsta? Adică varianta cu ruperea s-ar putea întâmpla înainte sau după prezidențială? Acum toată lumea face calcule politice. Varianta cu ruperea s-ar putea să nu se întâmple. Și dacă s-ar putea să se întâmple, când s-ar putea să se întâmple eu mai bine? Eu la chestia asta cu dacă nu răspund. Politicienii numai cu dacă discută când fac analize. Nu, vă spun ceva. Uitați-vă, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Chestiunile cu dacă sunt întotdeauna șantaj, amenințare și foarte adesea când trebuie să faci, contextul nu mai e același ca momentul în care ai spus dacă. De aceea eu evit asta. Altceva vreau să spun. Va trebui foarte serios să cumpănim până la sfârșitul lunii august cum ar putea să funcționeze această alianță cu doi candidați la președinție. După părerea mea,